Dumnezeu și bine v-am găsit la profesorul nostru exerciții de matematică. Geometrie. Geometrie, sigur, așa. Da. Problema 11 de la 188. 11. Bălăucă, unghiuri adiacente, bisectoarea unui. Yes. În interiorul unghiului nealungit AOF, deci, în interiorul unghiului nealungit, unghiul AOF nu are 100 de grade. Deci, în interiorul unghiului nealungit, unghiul AOF cu măsura de 844 de grade. Deci AOF, măsura lui AOF, așa, egal cu 144 de grade, nu? Așa am înțeles. Așa am înțeles. Se iau punctele B, C, D și E, astfel încât. Deci, B, virgulă C, virgulă D, virgulă E, aparțin interiorului, unghiului A, O, E. Astfel încât, unghiul A, O, B, congruent cu unghiul B, O, C. A, O, B, congruent cu unghiul B, O, C. B, O, B, O, D, ai zis, C, B, O, C, congruent cu unghiul C, O, D. C, O, D. Congruent cu D, O, E. Cu D, O, E. Și congruent cu unghiul E, O, F. Congruent cu E, O, F. Aflați măsurile unghiurilor congruente. Aflați măsurile unghiurilor congruente. Deci măsura lui. Aici ai spus, da. Măsurile lui. Măsura lui AOB egală cu măsura lui BOC și egal cu cât? Egal cu semn de întrebare. Exact. Putem să facem, să începem mai întâi să facem AOF? AOF de 144 de grade. Nu, măsură. Hai, repede. AOF de 144 de grade. Să ne închipuim cam așa. 144 din 80, cam așa am scos. Unghiul ăsta. A, O, E. Care are? Voi desenați-l, măsurați-l cu exactitate. A, O, E. Eu am început cu O, F, așa. Are importanță. Nu contează, 144 să fie. Da, dar așa, apoi o să greșesc în problemă. Nu se greșești deloc. Important că tot așa va apare unghiul acela de 144 de grade. Deci, aproximativ, cred că l-am nimerit. Hai să zic. E, o leacă mai mare. E mai mare un pic. Hai să iau. Cam așa. Și acum am rezolvat problema. Bun. Acum am luat BCD și E în interior, dar nu oricum. Deci, păi trebuie să fie o măsură la AOB sau? Da. Păi practic sunt 3, 4, sunt 5 puncte care, nu? Le despărțim în 5 puncte regale. În 4. Păi 4 drepti, 4, da, drepti... Deci trebuie să împărțim 144 în 4. În 4 sau în 5? În 5. Eu zic tot în 5. Nici eu, păi, mă tine. Sunt 4 drepte. Zic, sunt 4 puncte. Care sunt 4 puncte, dar se ia cu AO. Uite, AOB. Prim. Urmă. Da? BO. BO. C. C. La ceea ce o... Asta înseamnă că sunt 6. Sunt 5, iată. Sunt 5. C. Pune acolo scrise. C. Da. COD, ia cum vedeți. C-O, ba da, mama, uite, COD. Ce? Și D-O-E. D-O-E. Ia acum să le numărăm. 1, 2, 3, 4, 5. Ia numările. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Da, ia. Aia zice că și finalul E-F-O nu mai este nicio literă. Ai înțeles? Și nu mai trebuie pe ăla. Numai la ăstea congruente. Deci astea 4 puncte din interior înseamnă 5. Semidrepte, 4 semidrepte care împart unghiul în 5 unghiuri.
Dacă ar fi fost 7 puncte. 8. 8 puncte. Dacă ar fi fost 7 puncte în interior, s-ar fi împărțit în 8. Că ești cu semidreapta, da. Așa, 144 și se împărțim la 5. Da, 144 împărțit la 5, adică 144 de grade împărțit la 5. 5 în 14 de 2, 15. Aici aveți faceți cu grade, cu... Deci o să dea 28, minute. Practic rest 4. 4 ori 60, 240 și împărți la 5... O, cred că mai dă și secunde. Să vedem. Deci, ai spus 28. Da, și dă rest 4. Așa. Și o să fie 4 ori 60, 240, împărți la 5 și o să dea... Nu, și 48 de secunde, și 48 de minute. 48 de minute. Deci, 28 de grade și 48 de minute. Da, și acum trebuie să facem toate așa. Deci răspunsul la problemă este măsura la OB egal cu 28 de grade și 48 de minute. Ce a fost aici important? Vreau să spuneți, ce credeți că a fost important? Să știm câte unghiuri se formează. Neapărat. Asta era problema. Deci ce? Le puteam număra și acolo. Le puteam număra din clipa care a scris. 1, 2, 3, 4, 5. Ce rost avea să mai ne strofocăm și să mai ne întrebăm fel și chip, ci erau deja numele carte de autor. Da? Da. Problema 16. 16. De la pagina 189. Fie unghiul AOB, un unghi propriu. Deci, în ipoteză, A, O, B. Unghi propriu. Și... unghi propriu. Oare ce-o fi însemnând? Ce înseamnă că e unghi propriu? Adică nu este alungit și nul. Nici e alungit, nici nul. Adică măsura sa e cuprinsă între... asta înseamnă. Este cuprinsă între 107. Măsura lui A, O, B. Este cuprinsă între 0 grade. Și 180 de grade. Și 180 de grade. Nu e nici alungit, da. Nici nul. Și OX bisectoarea sa. OX bisectoarea sa. Bisectoarea cărui unghi? A lui, AOB. A lui AOB. Bun. Aflați măsurile unghiilor formate de OX cu laturile unghiului, dacă măsura unghiului AOB este de 30 de grade. A, 30 de grade. Deci. AOX, nu știu grade. Avem că... prima întrebare. Da, adică măsura A, lui A, AOB, 30 de grade. AOX, parcă zici. AOB. AOB, că nu trebuie să fie AOB. 30 de grade. Și la următorul, măsura lui AOB, 123 de grade și 30 de minute. Și la B. La B. Măsura lui AOB, 123 de grade și 30 de minute. Păi, întâi v-am luat din călzire, mișoare, din asta. Păi zic, la? Facem un unghi? Da, facem un... nu trebuie să facem un unghi de 30 de grade. Dar tu știi? Da. Ia zi. Dacă are la sau la? La. Deci, practic, bisectoarea împarte un... este o... Așa, împarte unghiul în două unghiuri congruente. Deci, o să facem măsura lui AOB împărțită la 2, adică... O, AOX o să fie 15 grade. Deci rezultă aici că măsura lui AOX egal cu 30 grade împărțit la 2. Nu, așa, da. Da? Și egal cu 15 grade. Iar măsura lui AOX în cazul B, AOX. Vizu, David, e? Împărțit pe 123, 123 de grade și 30 de minute. La 2. La 2. Da? 123 și 30 împărțit la 2. Da. Și hai să vedem ce dă. Cât dă? Vă vreau să dați voi. Cât a dat Daria? Am scris asta. Da. Faceți împărțirea aia, ca să vă câștiți.
Vedem cât vă dăm. Și trecem și la probleme mai serioase, dacă s-au încălzit. Deci vine 100... Mie mi-a dat 62 de grade și 25 de minute. 62 de grade. Două n-avea acum. Nu, 61 de minute. 62 și 123 acolo. Atenție. 61. Și 61, 122. Da. Și mai rămâne un grad. Și 30. Și 60 cu 30, 90, 45 de minute. Da? Da? Deci vine 61 de grade. Atenție la calcul. Deci este egal cu 123 de grade și 30 de minute care se împart la 2 și ne dă 161 de grade și 45 minute. Asta ar fi situația în momentul. În cazul. Cazul? Gata. 26 de la pagina 190. 26 de la 190, care sunt... Fie unghiul AOB. În ipoteză. Cu măsura lui de 30 de grade. Măsura unghiului AOB 30 de grade. AOB egal cu 30 de grade. Și se ne dreapta OC, astfel încât măsura unghiului BOC 90 de grade. OC, se ne dreapta OC. Astfel încât măsura lui BOC. Măsura lui BOC. OC. 90 de grade. Egal cu 90 de grade. OD, bisectoarea unghiului AOC. O, D, bisectoarea unghiului AOC. Bis, bisectoarea unghiului AOC. Amis, aflați. În concluzie. Se află măsura unghiului AOC. Măsura lui AOC. După aceea măsura lui AOD. Măsura lui AOD. Și măsura lui DOB. Și măsura lui DOB. D, O, B. Și la punctul B, ce puteți spune despre semidreapta OB? Deci ce putem spune despre semidreapta OB? O, B. Ce informații putem oferi în legătură cu OB? Ce? Probabil că are și o calitate pe acolo. Da, da. Deci, să înțelegem problema. Sigur. Să dă un unghi de... Să dăm un unghi AOB de 30 de grade și avem OC, să-l punem pe OC, astfel încât BOC să fie 90 de grade. Și pornim de la asta și mai întâi facem unghiul la AOB de 30 de grade. Deci îl facem pe AOB. A, O, B. Deci AOB, A aici, O și B la 30 de grade pe aici. A, O, B, de 30 de grade. Așa. Și acum BOC. Și BOC-ul trebuie să-l fixăm pe B astfel încât BOC să fie 90 de grade. Așa că o să punem pe OB, nu? BOC cum poate fi văzut, Davide? BOC poate fi văzut ca bisectoarea 1. Nu. BOC. Îl pot construi așa. Nu, eu l-am pus pe jos. În loc de AOB, cum a spus. Și eu la fel, că e mai ușor. A 100, adică AOB. E mai ușor, așa. Faci mult. Deci aici a spus BO și aici AOB. Da, și pentru că este 90 de grade, pornim de la O, adică punem... Așa, raportul. Adică un drept, îl faci în jos. Spune un drept în jos. Autorul zice B, O... Ce? Ce? Și ce o să dăm în jos? Ia uite, cum l-a spus, în sus sau în jos? Eu în pot să duc și așa, pot să duc și în partea asta. A, am dus în jos. În jos, bun. Dar bine cum ai dus. În sus. În sus. Lăsați puțin, că spune că OD e bisectoarea lui AOC. Deci o, în jos. OD. OD, ia altceva. E mai târziu, nu? A, da, deci nu contează. Nu contează. Eu l-am dus în jos, acum dacă pot să-l duc și în sus, da? Deci sunt două situații. Sunt două probleme. Sigur că da. Vedeți? De aceea nu unul o duci în sus și altul în jos. Trebuie dus amândouă. Mergi mai întâi cu aceasta în jos și apoi cu aceasta în jos. Bine, hai să ducem în jos. Să vezi că dau alte măsuri de unghiul. Da, alte măsuri.
Uite, tu ai dus-o în sus și ea în jos și le facem de amândouă. Luăm da, în, da. În jos. Hai să ne ducem aici în jos, aici a fost BOC, da? BOC. Dar domn profesor, ce le-ar scădea la o lucrare dacă nu le-ar duce și într-o parte și în alta? Sigur că da, da sunt două probleme diferite. Trebuie să ne analizez pe amândouă, da, pentru că aici avem două posibilități. Serios? Sigur că eu nu m-aș fi gândit să le duc pe amândouă. Luăm unul și gata, cum îl duceam, la revedere. Păi cum? Depinde acum, că altă problemă este aceea. Vă dați seama? Adică trebuie să se specifice. Nu, nu, nu. Nu se specifică, înseamnă că poți să duci așa, așa, așa și ambele cazuri trebuie luate în discuție. Da? Deci am luat în varianta asta a lui Danea cu BOC aici în 90 de grade, da? Da, hai. Iar unde e sectoarea lui AOC? Și acum stați, vedem, uitați așa. Păi știm că asta e 90 de grade. Deci o de... Și da, nu, adică știm că BOC este 90 de grade și că AOB este 30 de grade. Și o să facem că măsura lui BOC plus măsura lui AOC și apoi împărțim la... Deci măsura lui BOC... Măsura lui BOC plus măsura lui... AOB, care o să fie egală cu 120 de grade și atunci AOC împărțim, 90 de, împărțim 120 la 2 da. Pentru că vestitoarea împarte unghiuri, două unghiuri congruente și atunci o să aflăm unde să punem pe D. Te rog, Davide, s-a zis așa, că tot unghiul AOC este de câte grade AOC tot? AOC. Nu, dar acum ce judecăm și pe asta, hai. Hai să judecăm pe asta, ca să mergem cu amândouă, da. Când intrați și la cealaltă. Exact. AOC cât este? 90 de grade. Nu, 90 mă, ăsta era, da. BOC. Dar AOC acum, câte grade are? 120 de grade. 120 de grade. Și fiindcă se vrea disectoarea adusă, 120 împărțit la 2 și trebuie să fac aici 60 de grade. Adică 30 și încă 30 mă duc aici, nu? Uh-huh. Iată, încă 30 de grade. Și ăsta este D, da? Că zice OD e bisectoarea lui AOC. Duceți-o punctat sau cu altă culoare, domn profesor. Da, ca să fie frumos. Corect, corect. Deci... Dar sunteți sigur că acolo? Păi da, la 30 de grade. La da. Că 30 cu 30 fac 60, da. Nu? Și așa aia. Dar tu poți să măsori, da. M-am prins. Și să vedem acum cum le dă unghiurile. David, dacă dă caracterul. Sunt curioasă. Stați puțin. E faltul. Stai puțin. Stai puțin. Stai puțin. Stai puțin. Să rugați să fim împreună. Stai, dar nu te-am terminat în zi și rezolvări care nu te-a făcut. Da? Dar varianta asta? Da. Bun. Nu terminat pe amândouă. Deci, unghiul ăsta acum, AOC. Cât grade are? Ai zis? 120 de grade. 120 grade avea el și acum ăsta este de AOC-ul nostru, tot 60. 120 de grade. Și ăsta tot de 60, da? Mm-hmm. Așa. Cât e măsura lui AOC? AOD acum. AOC-ul 120 de grade. Da. Măsura lui AOD. 60 de grade. AOD 60 de grade. Dar la tine, David. Da. Dar D-O-B? Dar eu am făcut și cazul ăsta. Și D-O-B? 30 de grade. Da, 30 de grade. D, O, B, 30 de grade, da? Și O, B, ce este? Ce calitate pică acum ce O, B? Ce puteți zice de O, B? O, B este bisectoarea unghiului la O, D. Cum? O, D, din figură și din felul în care am văzut, O, D este bisectoarea unghiului, da? Deci, O-B la întrebarea asta, O, B, da? O, B. Atenție, tu ești pe figură, vedeți ce înseamnă o figură bine făcută și analizată și scris totul pe ea? Din bisectoarea, O, B, bisectoarea unghiului, da? A cărui unghi. A, O, D. A, O, D. A, O, D. Asta în desenul acesta. Acum, haideți să facem problema și în desenul, și în varianta cealaltă, cum a zis-o. De la fel. Ia să vedem dacă se va face. Păi tocmai a zis, da. Nu, a zis că nu, dar și l-au făcut amândouă. O. B, O. B, O. A. A, de 30 de grade. A aici și iată, iau pe asta la 90 de grade, adică celul, unghiul ăsta tot e din 90 de grade. Și o să ieși pe
Acum. Își face și varianta asta. Da, acum asta, așa o luat Davide. Okay. Și acum construiți o de bisectoarea cu culoare. Bisectoarea OD a unghiului AOC. AOC. Bisectoarea lui AOC. Partea da. Bună la Davide este faptul că de la știe cât e AOC. Cât e AOC? Păi 60 de grade. 60 de grade, perfect. Și acum, aducând bisectoarea, ce face? Împarte unghiul la D? Deci ăsta au rămas de câte grade, așa? De 60 de grade. Da. Și ducând în bisectoarea... Ce face bisectoarea, Dare? Împarte unghiul la OC în două unghiuri concurente. Și fiecare o să aibă? Dacă 30 de grade. Perfect. Da? Deci ăsta este de câte grade? 30. Ăsta ia uitați cum face domnul profesor, 30. Ce frumos se vede. Da? Vezi? Ce frumos se vede totul, rezolv problema numai uitându-te la figură. Foarte frumos face domnul profesor. Da. Deci acum, da. La întrebarea, cât e AOC? Măsura lui AOC. A, măsura lui AOC este de 60 de grade. Da, uite pe figură, Davide. Da? AOC, a și văzut, de 60 de grade. La noi AOC era 120. Păi vezi. Vezi? De aceea trebuie să problemele făcute păi în ambele variante. Doar copiii când văd așa și... La sfârșit de ambele variante? Păi neapărat trebuie să fie, sunt rezultate diferite. Nici, dar rezultate, dar sunt rezultate diferite copii. Zic că făceam două. Deci, da? La test bunuiesc că mulți le dau probleme higienă. Dar doamna noastră a zis că o să se specifice oricum. E, corect, așa, bine, e corect să se specifice, dar dacă nu se specifică, atunci trebuie să le analizăm pe amândouă. Deci, în varianta asta, măsura lui AOC, AOC, egal cu câte grade, egal cu... 60 de grade. 90. Dacă orice este situat în semiplanul lui Sigur că care da. Care conține punctul, atunci avem măsură la orice 120 de grade. Dacă este... Dar dacă este în planul celălalt, ia, avem altă măsură, 60 de grade. Deci am două situații. Sigur că da. Nu m-aș fi gândit. Eu luam una și gata. Nu mă gândeam în păi, de aceea, de la o astfel de problemă, știi, se iese cu entuziasm maxim, că am făcut tot. Tot. Și când confruntă rezultate unui de 120 și alt 60, care e bună? E a mea bună, cealaltă e a mea bună. Corect. Amândouă sunt bune. Dar, de fapt, amândouă trebuiau redactate da. Și prinse. Deci că ceva. Fiecare ar fi luat cu jumătate corect. De punctaj. Da, adică eu aș fi făcut așa și aș fi plâns dacă mi-ar fi dat jumătate de punctaj. Sigur că da, dar nu mă certam cu oricine. Am făcut-o. Trebuia să-mi spuneți că în ambele cazuri trebuia să fac. Deci n-a specificat. Treaba ta eu aș fi aici. Plâns. Că o să duc așa sau o duc așa? Nu m-aș fi gândit, domnul profesor, niciodată. Da? Deci măsura e 90 minus 30 de grade. Nu spunea 10. Și egal cu 60 de grade. Nu, jumătate de punctaj. Deci dacă ar fi dat un singur punct, da. Dădea 50 și 50. Dacă îți dădea două puncte pe punct. Ia, dar nu mai dai 10. Și îți dădea... Nu. Dar dacă era 4 puncte. Nu. Dar nu m-aș fi gândit să facă în eu m-aș fi gândit să recunosc. Vedeți și dar după recunosc că nu făceau. Deci AOC am spus că este 90 minus 30, 60 de grade. Da. AOD. AOD, da, ea. AOD. E 30 de grade. AOD este egal cu 60 de grade împărțit la 2, așa zicem, nu? Din faptul că ce? O de bisectare, așa trebuie redactat. Atenție la redactare. O de bisectoare rezultă, a bisectoarea cărui rezultă atunci că măsura OD de... egal 60 pe 2 și egal cu 30 de grade. 30 de grade. Apoi ce mai avea? Și de OB, care e 30 de grade. Și măsura lui de OB. Câte? 30 de grade. Ia uite bine. De OB. 60 de grade. 60 de grade. Măsura lui de OB este egală cu... Măsura cui? Este la măsura lui AOD și... Deci AOD, măsura lui... Asta trebuie să scrieți la un test. AOD plus măsura celuilalt AOB, nu? AOB și este egal cu 30 de grade plus 30 de grade și egal cu 60 de grade. Da? Deci la întrebarea asta... Atenție, având libertatea să o ducem în semiplanul
dacă ați observat la problema aceasta, care, gen, cu figura aceea, valorile sunt de două ori mai mari ca la aceasta. Asta una și doi, obui era bisectoare, dar aici obui ce este? Este dreaptă de bază. OB nu mai are nicio calitate aici. Exact. Deci, vedeți practic, cât e diferit? Păi știți, practic, OB nu mai are nicio calitate. Practic, așa scrie, nu are nicio calitate. OB problema care nu mai este, problema nu care pot surprinde în nicio poziție. Adică nu poți spune bisectoare, de nu știu ce, nu știu cum. De aceea, vorbiți de OB. OB? În prima, în soluția asta cu ducerea bisectoare. Este bisectoare. Și în cealaltă, nu-i nimic. Nu a, nu, poate de asta nici nu a specificat care și cum e, pentru că interesant el poate chiar problemă. Vroia. Chiar mă bucur că am luat-o în calcul, domnul profesor. Următoarea problemă. Scrieți aici și eu, sau cum vreți, pe aceea eu șterg. Fie unghiul ascuțit AOB, OE bisectoare opusă semidreptă e OA, deci fie AOB ascuțit. AOB. Deci, în ipoteză, hai să scriu aici, ipoteză, am că... AOB ascuțit, asta. AOB. Ce înseamnă ascuțit? Adică este mai mic de 90 grade. Perfect. Deci, măsura lui AOB, te dezbară chestia aceea cu ies. Mai mic decât 90 de grade. Ori, genul, da. OE, semidreapta opusă, semidreptă e OA. OE, semidreapta opusă, semidreptă e OA. OA, cum traduc asta? O e semidreaptă opusă lui OA. Adică dacă OA este așa, înseamnă că OB e așa. O e dar e așa. Cum scriu chestia cum scriu? Asta? Adică ce înseamnă că e s-o opusă? Cu coliniare cumva? Nu. Da. Nu? Da. Ba da, cu coliniare. Și atunci cum dacă s-o opusă nu e așa și nu e așa și scriem A, cum era? O, A. O scriem E, O, A. E, O, A, așa cu liniuțe între ele. Deci o scriu așa coliniare, vă spun că măsura unghiului A, O, E, egal cu 100 miligrade. E unghia lungit. Asta înseamnă că se semidrepte opuse. Măsura lui A, O, E. O, E, semidreapta opusă, semidreapta O, A și semidreapta O, D, astfel încât măsura lui B, O, D, 90 grade. Mai există și semidreapta O, D. Așa, O. O, de, astfel încât, așa încât, mătura lui B, O, D, 90 grade. Sunt două soluții. În jos, nu știu, vedem. Vedem atunci. 90 grade. Da. Dacă măsura unghiului A, O, B e 1 pe 4, dacă măsura unghiului A, O, B... Deci mai adaug măsura... Unghiului A, O, B... Dar nu-mi place. Dar nu-i vorba dacă vă place copii. Dacă măsura unghiului A, O, B e egal cu 1 pe 4 de măsura unghiului E, O, D, măsura din măsura unghiului. Măsura unghiului EOD. EOD. Da. Aflat. În concluzie. Atunci, concluzia. Măsura unghiului DOE. Măsura unghiului EOF. E. OE. Unde OE este bisectoarea unghiului AOD. Unde O. E. Bisectoarea unghiului AOD. Deci, mai înțelegem o dată problema. Facem o figură frumoasă. Exact. Cred că îmi faceți dumneavoastră frumos. Cum? Cum se face? Păi, mai întâi îl luăm pe... deci îl luăm pe AOB și îl facem mai mult de 90 de grade. Deci luăm un unghi AOB. Hai să nu facem pe AOE de 180 de grade. Facem pe A, O, E de 180 de grade. Da, tu nu știu unde să pui pe E încât să fie. Ba, da, da, 180 de grade. Dacă zici A, O, la mic, o și E. Da, vedeți, vine cu o precizare bună. Da, facem dar nu te ajută cu nimic. Ba, oricum da. Trebuia construit și asta. Și O, de 90 de grade. Și A, O, B, acum, A, O, B să fie mai mic decât 90 de grade, da? Da. O luăm așa. A, O, B. Poate să fie luată în partea asta, dar poate să fie și în partea asta luată. Iară? Sigur. Da. Deci, O, B, poate să fie în semiplanul... Ăla, da. De sus de și deasupra. Îl luăm în ăla de deasupra. De acord. O, D, O, D,
Asta e măsura lui BOD 90. Te facem pe OD de 90 de grade. BOD 90. BOD de 90 de grade. O avem pe BO. Păi o avem pe BO, punem pe BO, nu? Și facem 90. Faci mai aici, dar putem face și aici. Iar. Nu. Facem întâi partea de sus. Bine. Înseamnă că sunt patru cadări aici. Deci, nu, atenție, trebuie problema foarte bine înțeles. Nu spun în ce semiplan. Dar de 90 de grade. Da. Asta da. Păi da, e un L. L trebuie să vă iasă. B, măsoare. O, B. Măsoare. Și tu măsori, da. Păi, domn profesor, nu știu, nu faceți fapte de exact, dar tu măsori. Da, așa aproximativ, nu? Am luat D. D. D aici. Deci vedem varianta asta. Da. Și ce mai știm? Că mai știm că AOB este 1 pe 4 din măsura lui EOD. Și dacă ne uităm la EOD, asta înseamnă că EOD trebuie să fie mult mai mare decât AOB. Și la noi pe figură... Să spun eu că nu este chiar așa. Deci figura nu este. Deci figura trebuie să... AOB trebuie să-l facem atât de mic. Deci de 4 ori AOB e măsura. 4 ori AOB se facă asta. Deci când îl micșorez, când îl duc așa... Deci practic îl 90 de grade ăla. Așa. Duce mai așa. Așa. Ați înțeles? Nu vrei, Davide, nu? Stați puțin. Stați puțin, stați puțin, stați puțin. Domn profesor? Da. Păi uitați. Dacă BOD este 90 de grade, înseamnă că AOB și DO și EOD sunt de 90 de grade, nu? Da, la un loc. Păi da. Și 90 de grade putem să le împărțim la 5, pentru că practic sunt cele 4 cu 1 și vedem care este măsura. Corect, bun observă. Deci iată ce spune Daria, spune așa. BOD este 90 de grade, cum știm asta? Nu cred că e 90 cred de grade. Cred că trebuie să știm. Ba da. Și pentru că AOB este 1 pe 4 din EOD, o să împărțim 90 de grade la 5, pentru că cele 4 din DOE și AOB-ul, și împărțim la 5 și atunci o să ne dea 18 pe AOB. Păi umanitate, adică n-am urmărit. Hai să vedem împreună. Ce păcat. N-am urmărit, ai să vedeți foarte repede. Poți să vă mai spun o dată? Nu, încercăm noi acum să înțelegem. Davide, cât e tot unghiul așa? 80 de grade. Așa. Ăsta cât este? 90 de grade. 90 de grade. Cât au rămas ăsta două așa și cu ăsta? Păi, nu, 180 minus 90, 90. 90 de grade. Asta e foarte important. Deci ăsta și cu ăsta, 90 de grade. Și dacă știm că BOE e de 4 ori DOE, împărțim pe 90 la 4. La 4? La 5, la 5. 5, asta e motivul. Deci aici avem... De asta 4, o dată în 2 și încă o dată fiecare în 2. Vezi? Avem 4, 1, 2, 3, 4 și cu ăsta de aici 5. Deci de aceea, pe 90 de grade îl vom împărți la 5. La 5. 20 de grade. Și dă 18 grade, da? Dar cum redactăm aici? Haideți să vedem. Poate, vă rog. Te rog. Yes. Deci. Scriem că, că măsura lui AOE este 180 de grade. Ce ne dă din ipoteză? Deci, rezolvare, da? Da. Măsura lui AOE este egală cu 180 de grade. Asta ne dă din ipoteză. Egal cu 180 de grade. Și în paranteză spune ipoteză, din da. Ipoteză. Și că măsura lui BOD este egală cu 90 de grade. Deci, măsura lui BOD este egală cu 90 de grade, care tot în ipoteză mi se dă. Continuă tu, Davide. Din cele două rezultă. Așa, din cele două rezultă. Că măsura cu... Că măsura lui